Acum, aveți un profesor de poșa. Bine, e foarte greu să dau răspuns unitar, pentru că eu sunt aici într-o triplă calitate. Uitându-mă spre tine, sunt în postură de mamă. By the way, copilul meu de merge în coșbucă. Și vă mulțumesc foarte mult pentru adolescența pe care a oferit-o. Sunt dascăl și la bază, dar am și profesat, am predat și la două universități. Și român. Deci am văzut tineretul din mai multe perspective. Nu pot să dau un răspuns scurt, îl ador. Și dacă mă uit cu speranță înspre România, mă uit cu ochii lor, pentru că altfel sigur că aș avea dubiile, preocupările, insatisfacțiile mele. Totuși cred că ei trebuie să fie mai încurajați. Voi trebuie să fiți mai încurajați și de către părinți și de către școală. Și am să vă dau un mic exemplu care m-a marcat atunci când am făcut primul post în străinătate între 1994 și 1998 la Washington DC. Și copiii mei au făcut școala elementară în Statele Unite. Am fost extraordinar de impresionată de faptul că în clasele elementare, copiilor americani, nu li se pompează volum imens de informație. Lor se dezvoltă personalitatea. Copiii mei au trebuit să participe la alegerile pentru postul de... Deci fiul meu a participat la alegerile pentru funcția de vicepreședinte al școlii. A fost prima oară în viața mea când am fost director de campanie. Și singura campanie. Am pus flyere, postere, l-am învățat termenul de public speaking, exersat fața oglinzii. A dat totuși 8 ani. A fost extrem de impresionat și cred că asta trebuie să facem, dragii mei. Poate că de la noi, de la părinții, care totuși am avut o educație în alte vremi, am intersolită, că povestea asta cu lista de respect cu școala românească, cred că mulți dintre noi o uităm atunci când avem în străinătate și vedem cum strălucim peste totul de mergem. Sigur că avem insatisfacții legate de sistem, sigur că ar trebui să fie din ce în ce mai bine, că trebuie să aliniem puțin învățământul românesc la starea de loc, dar hai să nu uităm un pic de esență, da? Noi părinții totuși nu avem această pornire spre educația civică, pentru că educația noastră în primii ani de școală, din copilăria noastră, a fost marcată de tarele educației sistemului comunist. Sistemul comunist nu vrea să încurajeze și nu a încurajat libertatea de expresie, când erai conștient că ai drept la opinie, nu aveai voie să comunici, nu? Trebuia doar să înveți pe de rost, trebuia să înveți greu, teorie, punct, fără exercițiu practic. În timp ce școala americană, copiii tot timpul, deci erau într-un proces de interacțiune, deci permanentă. Și deci cred că trebuie să trebuie să înceapă totuși de din opinia de școală. Din grădiniță aș începe. Aș face campania electorală din grădiniță. Deși un diplomat n-a trebuit să spune chestia. O să încerc totuși să nu mă aliez la limbaje. O să știu că atunci am vrea să mă dau foarte plână, deși mă apropii de 50 de ani, zic chestii, nașpa. Încerc să mă adaptez și eu la limbajul copilor mei, pentru că altfel știți cum e. Trebuie să mă țin la curent cu toate topurile de pe UTV și MTV și whatever. Totuși, ca să îmi mențin un dialog cât de cât rezonabil cu copiii. Ei, este extraordinar faptul că în acest prezidiu aveți o diversitate de forțe care chiar pot să facă ceva, cu o singură condiție, să-și unească eforturile. Continui să cred că un efort adevărat se poate face doar de către autorități, societatea civilă și sectorul privat împreună. Este ca și cu imaginea României. Cred că sunt de curent, tot discutăm pe oră, de 17 ani, nu doar avem inițiative, ne zbatem cu efervescență și când să ne apucăm de treabă, unii sau alții își găsesc probleme. Deci trebuie să ne unim forțele, pentru că avem creativitate în lumea noastră, avem, cred, energie, cred că avem entuziasm, dar cumva trebuie să existe o forță care să ne reunească. Dacă eu din postura pe care am acum și pe care o încerc să o onorez din 1 iunie, pot să fac ceva, bine, vă voi lăsa e-mailul meu, aș vrea să comunicăm, dacă tot ne cunoaștem toți aici, suntem în cer de oameni entuziași, pentru că chiar dacă au ajuns 25, fiți sigur că au ajuns
cei mai entuziaști de cei care v-au scris, da? Și vă mulțumesc că sunteți aici, înseamnă că vă pasă, că de fapt totul începe cu asta, că ne pește. Chiar cred că putem realiza ceva. Eu cred că, apropo de soluții, totuși cred că ar trebui multiplicate, diversificate aceste campanii de conștientizare. Încă nu conștientizăm importanța acestei implicări sociale și politice. Cu implicarea politică știu că suntem descurajați de actualul peisaj politic. Nimic. Se va mai ameliora atmosfera. Voi, pe când o să fiți pregătiți intrat în politică, totuși cred că o să fie o fi mai ofertantă. Ofertant acest domeniu, dar implicarea socială nu vă închirite nimic. Sunt atâtea nevoi, sunt atâtea lucruri minunate de făcut, aveți atâta creativitate pe care trebuie să vă verificați. De ce nu? Este exemplar modul în care se implică asociația oricum și nu vă spun din politică. Știți foarte bine că v-am remarcat încă de pe vremea când eram în juriu la Voluntariat de Comunicări și v-am dat fără ezitare premiul student, pentru că ați fost foarte bun. Ei, voi puteți să fiți un motoraș, ceea ce și sunteți, de fapt. Continuați. Și cred că mai este un element foarte important, apropo de inițiativa acelui părinte, minunată. Bravo lui! Cred că totul pornește și se termină cu comunicarea. Și Ministerul de Externe, de 17 ani, încerc să-i fac pe colegii mei, care sigur că mulți dintre ei au fost educați în spiritul discreției și al secretului de serviciu. Încerc să-i fac să înțeleagă că diplomația este din ce în ce mai publică. Totul este din ce în ce mai public, din păcate și viața intimă. Publică, dar asta e o paranteză inevitabilă, dar neimportantă. Vă rog din suflet, porniți în viață, vă rog să vă pregătiți pentru asta. Educați-vă abilitățile de comunicare. Dacă sunteți aici, înseamnă că aveți totul de lideri. Liderii, dacă nu știu să comunice, nu au nicio șansă să-și convingă mediile în care vor să-și exercite influența. Deci, știu că sunteți comunicator, dar dați vedere de fetele voastre. Aveți fete deschise de comunicator, pentru că faptul că sunteți frumos. Ce nu mai lucruri sunt deschise? Dar, abilitățile de comunicare trebuie educate. Nu strică nimănui un exercițiu. Poate vă duceți la clasa domnului consultant. Vă recomand din tot sufletul. Vă rog, pentru orice carieră, de la cea diplomatică până la cea de business, până la cea de președinte de fundație sinergică, nu? Trebuie să ne educăm abilitățile de comunicare publică. Și asta nu înseamnă că o putem face doar în funcție. Trebuie puțin educat. Este un apel al dascălului din mine. Ca și diplomat, abia aștept să cunosc delegația de tineret, deși va trebui să plec un pic mai devreme, mă consolez cu gândul că pe unii dintre noi am să-i revăd la New York și aștept cu mare plăcere și sunt convinsă că vom avea o prestație excepțională, așa cum a fost cazul și dețile trecute și cu această ocazie vreau să felicit pe cei care au reprezentat România în delegațiile de tineret. Care s-au dat de noi? Felicitări! La ora și cum pentru că trebuie să